Alexandru Flavian Crăciun face tenis de performanță în scaun cu rotile. Legitimat la Clubul Steaua București în 2016, Flavian este un exemplu pentru noi toți. Un caracter extrem de puternic, muncitor, generos și talentat, sportivul stelist a depășit cu capul sus obstacolele pe care viața i le-a pus în cale. Aflat în prezent pe locul 55 în clasamentul mondial, Flavian se pregătește să participe la mijlocul lunii martie, alături de echipa României, la o competiție importantă, corespondentă a turneului de calificare în grupa mondială a Cupei Davis. De cât timp practici tenisul în scaun cu rotile și care e motivația pentru care practici acest sport? Am 10 ani de când practic tenisul de câmp. Motivația este simplă, mi-am dorit să-mi depășesc limitele, să fiu o persoană utilă societății și sportul m-a ajutat să trec peste aceste bariere și de a nu mă închide în casă. Cât de dificil e să practici tenisul în scaun cu rotile într-o țară precum România? Este foarte dificil pentru că încă ne confruntăm cu mentalitatea în care persoanele cu dizabilități nu pot fi utile societății, nu pot practica un sport de performanță. Aceste probleme încercăm să le depășim și să mergem mai departe. Am găsit deschidere din partea Federației Române de Tenis pentru a ne sprijini să practicăm acest sport. Cred că ușor, prin dacă noi ne implicăm mai mult în a practica acest sport, în a arăta societății că și noi, persoane cu dizabilități, putem fi utile, putem face sport de performanță, cred că și mentalitatea se va schimba. Am ales să mă implic să promovez acest sport la nivel național și internațional. De 3 ani de zile organizez o competiție internațională de tenis de câmp unde am adus peste 150 de sportivi din întreaga lume. De ce ai ales să practici tenisul? Înainte de a practica tenisul de câmp am jucat basket, am făcut atletism, am făcut și alte sporturi. Nu m-a fascinat atât de tare, însă în tenis am văzut un fel de provocare și asta mi-a plăcut foarte tare. Am peste 45 de competiții internaționale la activ. Am câștigat și turnee internaționale și asta mi-a dat o satisfacție enormă și o provocare enormă de a merge mai departe. Ai vreun idol, vreun model în acest sport? Simona Halep. Îmi place, o admir pentru ceea ce face pe terenul de tenis. Este o persoană care a muncit de mică să ajungă acolo unde este și cred că la toți românii Simona este unul dintre idolii noi generații care va veni acum în tenisul românesc. Știu că în viitorul apropiat de reprezenta România la o competiție foarte importantă. Despre ce este vorba? Peste 2 săptămâni vom pleca în Italia, în Sardinia, la Welting Cup, Cupa Davis, destinată persoanelor cu dizabilități. Fac parte din echipa națională. Împreună cu colegii mei vom merge la calificări pentru grupa mondială. Cred că vor participa undeva la 12 țări la această calificare. Care este marele tău vis ca și sportiv? Ca orice sportiv, cred că visul e de a reprezenta România la Jocurile Olimpice, în cazul meu la Jocurile Paralimpice, dar pentru asta avem nevoie de multă muncă, multe turnee internaționale și o clasare cât mai bună în clasamentul internațional ITF.